Primele liste cu 2672 contribuabili mari și mijlocii care au restanțe fiscale au fost publicate marți de Anaf, în timp ce numele doibitorilor mici, contribuabili, instituții publice, persoanele fizice cu restanțe mai mari de 1500 de lei vor fi făcute publice zilele următoare. De asemenea, lista cu persoanele fizice cu obligații fiscale restante rezultate și din activități economice independente sau profesii libere cu restanțe mai mari de 10.000 de lei va fi făcută publică zilele următoare. Din totalul numelor publicate marți, 186 sunt mari contribuabili cu restanțe mai mari de 100.000 de lei, care înregistrează obligații fiscale totale de 2,6 miliarde de lei. Din datoria totală, 1,92 de miliarde de lei sunt obligații de plată principale și 684 milioane de lei obligații accesorii. Din total, 417 milioane de lei reprezintă obligații de plată contestate. Restul de 2486 de contribuabili mijlocii cu restanțe mai mari de 50.000 de lei au obligații fiscale restante în cuantum total de 3,8 miliarde de lei, din care obligații de plată principale în sumă de 2,85 miliarde de lei și obligații fiscale accesorii în sumă de 950 de milioane de lei. Din total, suma de 316 milioane de lei reprezintă obligații de plată contestate. Sunt exceptate de la publicare obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, cele a căror executare este suspendată și cele care au termene de plată stabilite în planul de reorganizare judiciară.